am revenit la Lumea Nevăzută și vorbim cu invitatul meu de astăzi despre tehnici de manifestare a abundenței în viața noastră. Bun, hai, dacă tot mai avem două sesiuni, să spunem așa, pe prima o dedicăm tehnicilor de credință. Și dacă tot ai menționat tu arhanghelii, știi că există foarte mulți arhangheli. Lumea nu știe că, de fapt, dincolo de cei 7 arhangheli ortodoxi, să spunem așa, sunt mult mai mulți. Există mult mai mulți. Pentru și originea... îi găsim în diverse culturi. Sigur că da, îi găsim în special în Cabala Magică. Pentru că toate denumirile care au El în capăt, da, Gabriel, Mihael, Uriel, El înseamnă Dumnezeu în ebraic. E unul dintre cele 72 de nume. Și atunci, sigur că oamenii pot avea această confuzie, pot crede că dacă eu spun, de exemplu, Samariel, da, care e unul din arhanghelii banilor, o să vorbim despre el acum, vai de mine, n-am auzit de el în Biblie. Na, ați auzit de multe chestii în Biblie, asta nu înseamnă că nu există. Da, deci, Samariel. Samariel, da? este unul din arhanghelii care aduce bani cash, dacă vrei. Deci este cât se poate de materialist în manifestare. Și acest Samariel face parte, dacă vreți, din gașca lui Rafael. Da? Pentru că Rafael, deși arhanghelul vindecării, la un moment dat se spunea că fără bunăstare, vindecare nu este. Cum poți să fii sănătos dacă nu ai bani de medicamente, de exemplu? Sau dacă sau hrană, nu ai de bani calitate. Să te hrănești sau nu ai bani să locuiești iarna într-un loc care să te protejeze. Ei, și aici vine fratele lui, dacă pot să zic așa, lui Rafael, care este Samariel și este arhanghelul banilor. Deci ce invocăm facem? Pe amândoi. Putem să invocăm pe amândoi fără probleme, că nu ne strică nici sănătatea. Dar ce facem cu Samariel? Samariel are culoarea asociată oranj, portocaliu, chakra este evident plexul solar și ziua asociată lui, având în vedere că vorbim de planeta Marte, să spunem așa, este de obicei marți. Și ritualurile cu Samariel se fac de obicei marți, dar nu e obligatoriu. Acum nu înseamnă că în restul zilelor nu răspunde. În fiecare zi de marți, ideal, de îndată ce ne trezim, pentru că frecvențele noastre cerebrale ne susțin în această direcție, este foarte important să aprindem un număr de 7 lumânări. Aceste oranj. Lumânări, ideal să fie oranj. Se spune așa, soluția de escape, când nu am culoarea aia, folosesc alb. Dar dacă se poate să cumpăr niște pastiluțe oranj, se găsesc, slavă Domnului, pe toate drumurile, nu e niciun fel de problemă, ar fi ideal. Și aprind 7 lumânări oranj. Le așez într-o anumită poziție? Pe antena. Înainte să le aprind, le scot un pic din metalul ăla în care sunt ele și le ung cu ulei de măsline. Și după ce le-am uns cu ulei de măsline, pe marginea fiecarei lumânări, cu un ac ușor, cu o forfecuță, scrii jeles numele Samariel. Da? Scris invers a celor de ceasornic. Deci dacă am început de aici, îl scrijelesc invers a celor de ceasornic. După care înfig din nou lumânările în suportul lor metalic și le aprind. Le pun în linie, începând să le aprind din stânga către dreapta. La fiecare lumânare aprinsă, îl invoc cu cuvintele mele pe Samariel. Deci nu este o formulă anume. Nu, fără să mă lălăi. Există o formulă anume, dar e în aramaică, e mai dificilă. Și atunci pot să spun în felul următor. Samariel, pot să spun în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, te invoc pe tine, Samariel, deschidem cărarea către bani și prosperitate. Și spun asta de 7 ori. De 7 ori, la fiecare lumânare. Am spus asta, aprind, spun din nou, aprind și așa mai departe, până le-am aprins pe toate 7. Odată ce am aprins toate cele 7 lumânări, este foarte important eu să mă unesc cu energia lui Samariel. Și ca să fac acest lucru, spuneam că îi corespunde plexul solar, eu mă focalizez în plexul meu solar și fac 7 respirații prin plexul solar. Inspir prin plexul solar, expir prin plexul solar. Și la fiecare respirație, mental rostesc numele Samaria. Da? Câte zile facem acest ritual? Ideal, sau câte marți? Sigur, o să vedem că rezultatul apare destul de repede. Dacă vreau prosperitatea la lung, de exemplu, într-un business care mă interesează să-mi funcționeze coerent, este foarte bine 7 săptămâni în fiecare marți să fac acest ritual. Se repetă după luni, ani, când simt că am nevoie. Dar, atențiune, am zis că nu neapărat marți pot să fac. Dacă am o situație de urgență, vreau să-mi cumpăr nu știu ce, nu am bani, n-au intrat banii cu tare, pot să încep într-o marți și să termin următoarea marți. Deci fac în fiecare zi, astfel încât ating tot 7 zile, dar este de urgență. Da? Și aș vrea așa, ca o paranteză, că sunt și mulți sceptici, să ne spui,
de fapt, care este puterea acestui ritual? Cum l-am putea... Puterea oricărui ritual este dublă. Odată, ritualul creează starea necesară în interiorul nostru și descătușează propriile noastre forțe, pentru că eu sunt un profund adept al faptului că noi avem în interior resursele necesare pentru a face absolut orice, însă, datorită, cum spuneai și tu, unor mecanisme de autosabotaj, de rezistență, de tot felul, ne blocăm. Iar a doua parte a ritualului este accesarea acelei lumi spirituale. Pentru că această lume spirituală nu se poate nega. Existența ei este o certitudine. Sigur că vor fi întotdeauna oameni care nu cred. Să se uită la altă emisiune. Nu e nicio problemă. Trebuie să înțelegem un singur lucru, că există trei planuri, da? Planul material, planul energetic și planul spiritual. Și atunci este mult mai simplu. Din planul energetic putem acționa în planul material. Întotdeauna, la fel ca și o boală. O boală, oamenii au senzația că apare în fizic, mă doare mâna. Nu. Orice boală apare întâi la nivelul cel mai subtil, la nivelul spiritual. De la nivelul spiritual coboară la nivelul energetic. De la nivelul energetic coboară la nivel emoțional. De la nivel emoțional coboară la nivel mental. Încep să conceptualizez boala. De la nivel mental coboară la nivel eteric. Parcă simt ceva. Și de la nivel eteric abia ajunge în nivel fizic. De asta orice terapeut care se respectă nu trebuie să se ocupe doar de bolile cu care clientul vine și se plânge de ele, ci și de potențialele lor. Asta se numește dezvoltare și transformare personală. Da? Și pentru că spuneam de aceste tehnici, bănuiesc că ajungi la un nivel că nu mai ai nevoie de aceste elemente. Sigur că da. Le faci mental. Nu mai ai nevoie de ritual. Sigur, există ceea ce se cheamă sanctum. Sanctum este locul sacru pe care noi îl creăm în interiorul nostru și, de exemplu, în multe tradiții, inclusiv în cea rozicruciană, se obișnuiește să se creeze acest sanctum interior în care eu, în stare de meditație, pot să intru și fie pot să mimez ritualul, exact, da. Să-mi imaginez că fac ceea ce am spus eu să faceți, fie pur și simplu în stare profundă de meditație, doar am intenția și am accesat energia respectivă. Așa, mai lucrăm cu vreun arhanghel? Mai avem, stai un picuț, mai lăsăm un picuț arhanghelii deoparte. Eu sunt un mare fan al psalmilor, înțelegi? Pentru că psalmii, așa cum spuneau și Sfinții Părinți, sunt atât de puternici încât la un moment dat depășesc și molitvele. Și ideea este că există un ritual pe care eu l-am învățat de la un călugăr și care m-a ajutat în foarte multe momente grele ale vieții mele și un ritual pe care aș vrea să-l împărtășesc cu telespectatorii tăi și care se folosește atât de energia arhanghelilor, dar combinată cu energia psalmilor. Și există trei psalmi corespunzător celor trei arhangheli fundamentali care creează, să spunem așa, triunghiul materializării. În primul rând avem arhanghelul Gabriel, pe ăștia toți îi cunoașteți. Arhanghelul darului. Exact, este îngerul darului, este cel care aduce binecuvântarea și deschiderea către prosperitate și către orice alt lucru nou. Apoi avem arhanghelul Mihael, care este cel care dă la o parte, folosind sabia lui de foc, dacă ați văzut o icoană, ai văzut că așa e mereu reprezentat, dă la o parte piedicile care stau în calea îndeplinirii prosperității mele. Și cel mai important, arhanghelul Uriel sau Uriel, cum se spune în ortodoxie, și care este îngerul recoltelor. El întotdeauna este reprezentat având un spic de grâu în mână, în mijlocul unui lan ars de soare, plin de prosperitate, extraordinar. El este cel, dacă vreți, din cei șapte arhangheli ortodoxi, Uriel este cel care aduce bani. Mihail, Gabriel, Uriel. Da, ne ajută la materializare. Gabriel, Mihail, Uriel. Da? Bun. Și ce fac cu ei? Deci îi voi combina pe ei cu trei psalmi. Și șmecheria e în felul următor. Ritualul ăsta poate fi făcut în orice zi, la orice oră, deci nu există nicio limitare. Toată cheia este ca ritualic să stăm cu fața către est. Estul e răsăritul, e locul din care noi recepționăm majoritatea energiei și vindecătoare și financiare și de care vrem noi. Și atunci ritualic stăm cu fața spre est. Și ce facem? Citim psalmul 3, citim psalmul 17, și citim psalmul 20. Și țineți minte asta. 3, 17, 20. Cred că și-au notat, ca să țineți minte ușor, 3 cu 17 fac 20. Mm-hmm. Da? Să țineți minte. Deci 3, 17, 20. Asta este trioletul celor trei psalmi ai arhanghelilor. 3 pentru Gabriel, 17 pentru Mihail și 20 este pentru Uriel. După ce am citit acești trei psalmi, lucru care nu o să vă ia foarte mult timp, este foarte important să facem un mic exercițiu de imagine. Și anume,
ne imaginăm Arhanghelul Gabriel cum apare în fața noastră și pur și simplu ne oferă o bilă de lumină. El de multe ori e reprezentat inclusiv în iconografia clasică, ținând într-o mână un crin și într-o mână o sferă de lumină. Da? Paranteză, dacă lucrăm cu vindecare, ne oferă crinul. Dacă lucrăm cu prosperitate, ne oferă acea sferă de lumină. Al doilea pas, ne imaginăm cum luăm acea bilă de lumină și ea devine parte din noi, da? Ca și cum s-ar dizolva în toate structurile noastre. Apoi îl vizualizăm pe Arhanghelul Mihael, care vine și cu o sabie de foc taie toate legăturile negative din toate direcțiile de jur împrejurul meu, astfel încât să nu mai fiu, asta să fie clar intenția, sunt eliberat, nu spun nu mai sunt ținut pe loc, atenție, da? Sunt eliberat de orice fel de blocaje, piedici și întârzieri din calea prosperității mele. Și pasul final îl vizualizez pe Arhanghelul Uriel, cum apare în fața mea și îmi dă un spic de grâu făcut din aur, care și el se dizolvă în energia mea. Ăsta este un ritual pe care l-am învățat de la un călugăr ortodox, atenție, și mi-a spus așa, când o să faci ritualul ăsta, o să fii bogăție pură. Devii una cu energia bogăției. Iarăși te întreb, de câte ori facem ritualul acesta? Câte zile? Când? Măi, nu-i cu zile. Uh-huh. Îl faci când ai nevoie. Când simți. În credință eu cred că e bine să facem lucrurile atunci când sufletul ne dictează. Când faci rugăciuni sau ritualuri de credință pentru că ți-a spus rusul sau bălăceanul sau mai știu eu cine, nu e bine. Da? Tu le auzi, le lași să treacă prin tine, vezi ce rezonează cu tine și când simți rezonanța aia, îl faci. Da, spun eu, că în general el funcționează cam rapiduț, așa, știi? Și atunci, în funcție de cât am nevoie și ce am nevoie, pot să-l fac o zi, două, trei, șapte, nouă. Dar cheia e așa. Și asta e cel mai important aspect al ritualului. Ce îmi spunea taica Popa? Măi, n-ai bani pentru că nu mai ești una cu bani. Ritualul ăsta te ajută să fii din nou una cu banii și cu prosperitatea. Adică să fii pe același flux. Exact. Noi avem, cum spunea Jung, niște persoane, niște subpersonalități în noi și avem subpersonalitatea omului bogat, subpersonalitatea omului iubitor, subpersonalitatea omului sănătos, etc. Depinde pe care o activăm. Exact, da, mă. Și șmecheria care e la un moment dat, diverse lucruri care ni se întâmplă în viață, ne fac un pic să ne defazăm. Imaginează-ți că noi suntem exact așa, lipiți perfect, da? E, dar la un moment dat apar defazaje, defazări între noi și acea subpersonalitate. Ritualul ăsta ne atașează din nou de acea personalitate interioară a omului bogat, a omului prosper. Pentru că dacă nu ai o gândire prosperă, nu ai cum să fii prosper. Hai să vedem un alt exercițiu pentru cei care poate nu rezonează cu ritualurile astea ortodoxe, să spunem. Și sunt mulți care nu rezonează cu ritualurile ortodoxe. Uai, exerciții sunt multe, dar îmi vine în minte unul care știu că funcționează foarte, foarte bine. Tu le-ai testat pe toate, bănesc. Măi, nu le-am testat chiar pe toate, dar sincer, eu în general, fiind practician, nu sunt neapărat teoretician, deși am scris un raft de cărți și ele sunt destul de practice, știi? Și îmi place să practic foarte mult și niciodată nu predau ceva ce n-am experimentat. Eva, nu se poate, nu accept așa ceva. Multe sunt încă netestate în sertarul cu mai încolo, dar tot ce vă dau e testat. Și unul care îmi vine ține de energia noastră și ține un picuț de capacitatea noastră de a magnetiza lucrurile din jur. Și ce nu știe lumea foarte mult sau uită, este că lângă noi, pretutindeni, există o substanță care are capacitatea să fie magnetizată cu orice fel de energie într-un mod deosebit și special. Și această substanță este apă. Această minunată substanță sfântă pe care noi o avem în preajmă și cu care sper, da, ne înfruptăm în fiecare zi, că e importantă, indiferent de ce altceva mai bem, are o structură deosebită, are o structură trinitară. Da? Știm că e H2O. Avem doi hidrogen și un oxigen, care sunt întotdeauna organizați efectiv ca un triunghiuleț echilateral, da? Cu unghiuri de 60 de grade între legături. Șmecheria acestei ape este că ea, în momentul în care îi se atașează o intenție, își schimbă polaritatea, astfel încât la înghețare fulguleții de gheață prin alte forme. Și de aici dovedit avem, științific, da. Sigur, dovedit științific și cu un premiu deosebit, regretatul profesor Masaru Emoto, care a făcut
de N ori aceste probe repetitive și a demonstrat inteligența pe care o are apa. De aceea o apă pe care o iau în mână în momentul în care sunt nervos, de exemplu, și eu bodogă acolo pe cineva și duc apa la gură, e o travă. Da. Niciodată în nervi, în tristețe, în depresie, în gânduri de sărăcie, nu bea apă. Apa este de un milion de ori mai ușor informabilă decât mâncarea. Da? E, când mă simt bine, când mă simt îndrăgostit, când mă simt luminos, iubitor, prosper, beau apă. De și aceea, transmite această informație. Exact. Steve Jobs, Dumnezeu să-l odihnească, spunea așa: când aflu câți bani am luat pe telefonul ăla, primul lucru beau 2 litri de apă, gândindu-mă la acea energie. Steve Jobs, cum puțină lume știe, a fost un ocultist de excepție și a practicat budism, yoga, etc. Și știa aceste lucruri. Da? Și probabil că l-au și ajutat să atingă prosperitatea. L-au ajutat și, hai să spunem așa, ușoara decădere a companiei respective, ca să nu dăm nume că nu-i frumos, se datorează faptului că nu mai e el. Și atunci energia s-a schimbat, nu se mai aplică niște chestii, nu mai sunt nici eu acolo și atunci de-aia s-a schimbat și mai mult. Mă rog, șmecheria este în felul următor. Cum fac lucrul acesta? Facem lucrul acesta, pauziță, facem pauză și facem lucrul acesta imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.